Prin Harul Domnului Hristos, în această seară aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. E joi, majoritatea celor prezenți au călătorit, vă înțeleg, dacă ațipiți, e omenește, e scuzabil. Mâine se poate vedea predica pe internet. Ce aș vrea să spun este că suntem, din nefericire, o generație limitată, dar cu posibilități nelimitate. Trăim într-o societate în care creierul copilului, creierul tânărului și creierul celui adult este bulversat de o invazie de informații. Sunteți de acord? De fapt, până să ajungem la treaba asta, aș vrea să vă întreb, cei care 40 de ani în urmă traversați Europa fără GPS, e cineva? Stațiile de benzină aveau hărți, practic, bine, erau și hărți în astea care se puteau deschide, pliabile sau cum se cheamă, și erau și cărți. Pagina 1, 2, 3, 4 îți arătau străzi și așa mai departe. Și puteai traversa Europa dintr-un altul fără să fii idiotizat de GPS. Întrebarea este, câți dintre noi, după câteva zeci de ani de informație, GPS, călăuzire globală, putem să traversăm Europa fără GPS? Pentru că sunt ferm convins că în formarea aceasta de, se cheamă cognitive behavior, adică suntem învățați, suntem educați în fiecare zi să ni se spună pe unde să o luăm, la dreapta, la stânga. Fără să ne dăm seama, începem să ne formăm o gândire care este practic dependentă de ce ni se spune pe platforma virtuală, satelitul Elon Musk sau cine o mai fi. Deci pierdem din abilitățile noastre. În Japonia s-a făcut un studiu în care, nu știu, au fost 5.000 de japonezi, nu mai rețin, dar li s-a dat bani grei pe o lună de zile să le ia televizoarele și să le dea cărți să citească. Și majoritatea s-au îmbolnăvit de criză de nervi că nu mai aveau răbdare să citească o carte. Televizorul, informația în mișcare, a încurcat maniera în care, mă rog, circuitele, în ghilimele, neuronii comunică unul cu celălalt, percep realitatea, dinamica vieții și așa mai departe. Deci, din nefericire, dragii mei prieteni, am ajuns la sfârșit de veac când putem spune că nu se mai poate. Ca să traduc expresia nu se mai poate, înseamnă că spunem vine sfârșitul. Și ca să traducem declarația vine sfârșitul, avem o veste bună. Vine Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Putem spune un călduros amin la treaba asta? Amin. Acum, sigur că viața, în limbajul științei, nu? Viața este 10% ce se întâmplă, nu? 10% este realitate. Viața înseamnă 10% ce se întâmplă și viața ta este 90% reacția mea la ce se întâmplă în 10%. Știți că 90% din ce gândim este imaginar și nu este real? Pana inspirată, încă iubesc autorul acesta de carte, considerat al optălea cel mai mare american al tuturor timpurilor, pe nume Ellen G. White. Dumnezeu spunea că Domnul Hristos nu a făcut nici o provizie sau nu a pus la dispoziția noastră niciun ajutor pentru problemele imaginare pe care noi le facem, nu sunt reale, nu aparțin prezentului, trecutului sau viitorului. Adeseori noi ne îngrijorăm aceste frământări personale vin din necredință, nu sunt reale și știți ce? Domnul Hristos n-are nicio treabă cu asta. Dar Domnul Hristos a făcut toate pregătirile ca să-ți vină în ajutor la acele 10% de îngrijorare, de probleme reale din viața ta. N-are treabă cu ceea ce gândești, n-are treabă cu teama ta, El vrea să te invite pe tine, pe mine, pe noi toți, să îl urmăm prin credință și să mergem mai departe. Deci viața, în limbajul științific, este 10% realitate, 90% maniera în care noi reacționăm la realitate și la circumstanțele vremii.
Aș vrea să merg puțin mai departe. Mark Twain făcea o declarație: dacă spui adevărul, nu trebuie să-ți aduci aminte de nimic. Adeseori, cred că trăim într-o societate, și asta este cel mai problematic, nu numai pentru adulți, dar și pentru copii, este tendința, sau vedem tendința aceasta destul de generală, de a deforma adevărul sau de a exagera realitățile în care trăim. Cu cât o istorie este mai picantă, cu atât ar trebui să fie mai exagerată pentru a crea interes, senzație și impact asupra publicului. Deci trăim într-o societate deformată, în care adevărul de-abia că se mai vede. Sunteți de acord? De la tineri la cei mai în vârstă, exagerarea, deformarea, distorsionarea realității ne face să trăim într-o lume ireală. O altă declarație foarte interesantă, James Garfield spunea: da, adevărul te face liber, dar mai întâi te va face să te simți mizerabil. Deci, în realitate, noi, ca să venim la Domnul Hristos, trebuie să trecem acest pas al tăgăduirii de sine. Momentul pe care nu-l uităm niciodată în viață, câți dintre astea v-ați născut în biserică? Eu nu m-am născut în biserică. Eu m-am născut la spital. Deci, cât dintre noastre v-ați născut în biserică? Deci, observați, ideea este, nu m-am născut în mesaj, nu ne-am născut în biserică, în sfârșit. Dar există privilegiul ca un copil să se nască în mesaj, să aibă părinți credincioși care să le duce să nu bea, să nu fumeze, să nu mintă, să nu dea în cap mama mea, care a fost în genere pe vremea aceea ateistă, deci nu credea în Dumnezeu, avea două porunci: să nu furi, să nu minți. Am mâncat bătaie pe 200 de ani în avans ca să nu fur, să nu mint, ca să n-ajung un vacabond. Așa era cultura pe vremea aceea. Și mă mai învăța mama ceva. Când te duci cu troleu sau cu autobuzul și vezi o bătrânică cu coșile, nu stai ca nesimțitul, așa mi-a zis mama, își permitea cu fiul, ca nesimțitul jos, ci te ridici, iei bagajele bătrânelei și oferi locul tău. Vă mai aduceți aminte de vremuri din alea non-soroșiene, non-globaliste, când părinții ofereau educație de calitate copiilor? S-au dus vremurile alea și, din nefericire, dragii mei prieteni, am împachetat minciuna, am respins adevărul și trăim în suferință că suntem fericiți. Am o imagine foarte interesantă, este despre familia mea, și acum următoarea imagine spune că viața trece pe lângă tine. Câți dintre cei care sunt tineri s-au gândit vreodată că o să moară? 1, 2, 3. Probabil muzica. Dar să știți un lucru, că atunci când nu ne doare nimic și nu suferim, considerăm că trăim ca niște nemuritori. Dar în realitate vine viața și numai te trezești, am 53 de ani, nu știu când au trecut, sincer. O să-mi dați un telefon când o să aveți 53 de ani, sper să fie un jur, adică pe lângă dumneavoastră pe aici. Dar este interesant, dragii mei prieteni, marele filozof Emil Cioran spunea: eu mă chinui să omor timpul, iar timpul se chinuie să mă omoare pe mine. Ne înțelegem bine că între asta, întrebarea este cine omoară pe cine. A câștigat cineva vreo luptă împotriva timpului? Sau toți oamenii pierd în această luptă seculară împotriva a ceea ce noi numim timp? Una dintre cele mai critice cărți, în slide-ul 8 avem o idee, The Day America Told the Truth, Ziua în care America a spus adevărul, este o carte scrisă de doi oameni foarte de calitate, zic eu, și făceau interviuri pe stradă și ajungeau la concluziile următoare. Femeile sunt morale. Nu mai ce să. Ok, bun. De ce se crede în America la asta era din 1900, deja super vechi. Femeile sunt moral superioare bărbaților. Asta se credea în 94 și acum și mai bine. Doar 13% dintre noi, adică americanii, credem în cele 10 porunci. Cauza numărul 1 a declinului afacerilor sau prăbușirii capitalismului este etica executivă scăzută. Oamenii nu se țin de cuvânt, afaceriștii mint, patronii nu-și plătesc salariile la muncitori, etc., etc. De aia se prăbușește lumea noastră. Nu?
Și ce mai spuneau ei? Rata divorțului în 1994 era crescută cu 400%. Vei spune, bă, cum se poate să fie divorț 400%? Păi se poate 400% dacă mă despart de 3 ori și mă recăsătoresc de 4. Corect? Deci mă divorțez, iară mă căsătoresc, iară mă divorțez, iară mă căsătoresc. Atunci facem rată de divorț de 400%. Rata violenței a crescut cu 560% până în 94, acum este cu 4800. Avem 68.000 de crime pe an, pe stradă. Rata violenței a crescut cu 560% pe vremea aceea. Violența juvenilă era, adică agresivitatea în viața copiilor, până la 5000%. Adolescente între 10 și 14 ani, care, din nefericire, erau gazdele unei sarcini outlaw sau în afara căsătoriei, 400%. Tinere care n-aveau nimic de a face cu familia, cu viața și, din nefericire, se trezeau mămici. Criminalitatea la liceu a crescut cu aproape 1000%, 995% criminalitate în viața de liceu. Și vă rog să mă credeți, astea sunt informații din 94. Dacă în 1944 New York a înregistrat 3% copii născuți nelegitimi, 98 din copii abandonați și 44 de crime, în 1994, exact după 50 de ani, același oraș înregistra 3%, de la 30% la 98% copii nelegitimi născuți, dintre care circa 1000 fiind aruncați la containerele gunoi. Și suntem în 2022. Vă dați seama cât de macabru este planeta noastră? Care mai vreți să trăiți pe pământul ăsta, frate? Am obosit să fug, am obosit să-mi fie frică, mi-e scârbă de ce văd în jur, mi-e scârbă de minciună și mi-e silă de faptul că trăim într-o lume pasageră care nu mai face din creștini cetățeni ai acestei planete. În curând vine vremea când dumneavoastră veți deveni cel mai, zic eu, serios țap ispășitor pentru lumea asta și pentru viitor. De la 44 la 1492 de crime făcute cu pistolul. Deci dacă în 1950 problemele majore din școală erau mestecatul gumei, vă dați seama, și vărsatul pe jos unui pahar de apă, astăzi problemele majore sunt drogurile, focul de armă, violența, promiscuitatea și așa mai departe. Asta este o carte scrisă de niște doi oameni care iubesc adevărul. Bineînțeles că au fost asasinați din punct de vedere profesional, i-au distrus ăștia de la media, nu? Pentru că, mă rog, adevărul deranjează și te face să-ți pierzi prietenii. Mai există o declarație foarte interesantă pe care Pana inspirat-o o face în 1849. Vă rog să, dacă urmăriți cu mine, sper să nu vă pierd pe drum. Am văzut că unele minți au fost îndepărtate de adevărul prezent. De ce? Și de dragostea pentru Sfânta Scriptură. Citind alte cărți, nu, excitement sau interesante, în timp ce alții au fost plini de perplexitate și grijă pentru ceea ce vor mânca și vorbea și se vor îmbrăca. Deci obsesia oamenilor pe pământ este cu ce mă îmbrac, ce mănânc și cum trăiesc. Și pentru acest motiv se pare că uităm sau reașezăm prioritățile în viața noastră personală. O altă declarație din Psalmul 101, că asta este, cred că, textul cheie sau coloana vertebrală a subiectului nostru, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Din acest moment schimb registrul și introducem partea a doua a subiectului în ceea ce noi numim o societate, o generație limitată cu opțiuni nelimitate. Pana inspirată spunea odată, n-am găsit textul, dar este: cum se pot distra creștinii urmărind scene ale păcatelor care l-au pus pe Domnul Iisus pe cruce? O întrebare legitimă care o punea Ellen White undeva, cândva în istorie. Cum se pot distra creștinii urmărind scene ale păcatelor care l-au pus pe Domnul Iisus pe cruce? Acum puneți-vă centura de siguranță, împărtășesc o imagine ușor grafică, dar este realitatea tristă a societății în care trăim, ca să vă dați seama că lumea a nebunit.
Această imagine este riscul de a fi tu însuți. Cred că o aveți, ați proiectat-o și voi. Este ce vedeți în imagine, îmi pare rău pentru cei de la orchestră că sunt deposedați de privilegiul ăsta, dar vedeți voi predica mâine. Este o persoană din Franța, un tip din Franța care s-a căsătorit cu el însuși. S-a făcut jumate femeie și jumate bărbat. Spuneți-mi asta dacă lumea asta e normală. Și ăsta este trend, ăsta este modă, asta este direcția spre care lumea se îndreaptă. O lume care efectiv a nebunit. Sigur că riscul de a fi tu însuți e o politică sau este o noțiune. Bă, fii original, mă, fii tu însuți, corect? Ideea este că în acest fii tu însuți există un risc. Câți dintre dumneavoastră ați auzit măcar o dată la școală, în liceu, la facultate, printre tineri, bă, fii tu însuți, mă? Da, există beneficii. Nu zice nimeni să joci teatru sau să joc teatru sau să fii un ipocrit. Dar ideea de a fi tu însuți, adică lasă maimuța din tine să zboare sau să iasă la iveală, este vorba de firea pământească. Domnul Hristos nu și-a asumat riscul ca să fie el însuși. Știți de ce? Pentru că avea o natură pământească pe care a primit-o ca să ne poată mântui pe noi, să ne poată salva pe noi. Și această natură pământească o ura cu toată inima și nu se putea încrede în ea. Undeva în Evrei, dacă nu mă înșel, capitolul 5, versetul 9 sau 7, versetul 9, nu mai rețin, spune, el este acela care în zilele lui pământești se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care putea să salveze de la moarte. Vă aduceți aminte? De ce? Domnul Iisus Hristos nu și-a asumat riscul să fie El însuși. El însuși însemna natura pământească care joacă feste tuturor oamenilor. Noi nu ne putem încrede în noi înșine, dragii mei prieteni. Și ați auzit o expresie, este următorul slide, deși nu e mare modificare, schimbare. Am întâlnit frați care își exprimă îngrijorarea că stâlpii bisericii se clatină. Câți ați auzit această declarație? Hai serios, dăm răspunsul ca la biserică. 1, 2, 3. Oameni, femei, bărbați, surori, frați, oameni în vârstă, adulți, tineri nu prea m-au abordat pe tema asta, dar sunt oameni interesați și spun, frate Liviu, am o personală îngrijorare că stâlpii bisericii sau stâlpii credinței se clatină. Și eu vreau să spun o chestie. Știți de ce se clatină stâlpii bisericii? Pentru că stâlpii întotdeauna sunt ancorați într-o fundație, într-o temelie, corect? În momentul în care nu ai pus o temelie sănătoasă stâlpului, ce se întâmplă cu stâlpul? Se clatină. Cine este temelia credinței noastre? Domnul Hristos. De ce se clatină stâlpii bisericii? Pentru că oamenii n-au temelie, n-au o relație personală cu Domnul Hristos. Dumnezeu nu conduce un popor prin rezoluții. Dumnezeu conduce un popor prin cuvânt și relație personală cu Domnul Hristos. Amin? Când oamenii sunt îngrijorați că se clatină stâlpii, ei de fapt văd un efect. Dar cauza pentru care stâlpii credinței noastre se clatină este că oamenii au renunțat la o relație cu Domnul Hristos. Oamenii nu se roagă, oamenii nu au părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Asta este realitatea, dragii mei prieteni. În loc să fim îngrijorați de stâlpi, ar trebui să fim îngrijorați dacă suntem conectați la sursă sau avem o relație cu Domnul Hristos. Când am spus noi ultima oară, Doamne Iisuse, te iubesc, așa, simplu, călduros, nu mă refer la rugăciune tipar care ajung până în tavan, Doamne, binecuvântează pe aia de la spital, sărași, bolnavi, cu tare, nici nu i-a văzut, nici nu știu, astea sunt rugăciuni care ajung până în tavan, n-ajung în cer, să știți. Rugăciunea care ajunge în cer este rugăciunea nevrednicului, omului care se simte nevrednic să stea de vorbă cu Dumnezeu și totuși o face prin credință în Domnul Hristos și care se bate în piept nu cu cărămida, ci se bate în piept de durere, că din nou și din nou l-a dezamăgit pe Dumnezeu. Povesteam în Statele Unite, am avut șansa să împărtășesc o predică într-una dintre sabate și vreau să vă spun că m-am lăudat cu limba română. Avem un verset foarte frumos din Mica, dacă nu mă înșel, că zice, avem de a face cu un Dumnezeu care nu obosește ce?
Iertând, știți că în engleză nu spune așa și chiar le-am tradus, am pus textul în limba română, vă dați seama în America și am spus, uitați traducerea corectă. Acolo spune, he forgives abundantly, adică iartă din abundență, iartă din plin, din belșug, cum vreți dumneavoastră să o traduceți. Bă, dacă îmi spui că Dumnezeu nu obosește iertând, este total diferit. Acum, sigur, ca să fie unul la unul în chestii de traducere, avem și noi o lacună. Am schimbat versetul care spune din Filipeni, să aveți voi ce? Gândul care este în Iisus Hristos, în textul cel mai apropiat de original, spune să aveți voi mintea care era în Iisus Hristos. Let this mind be in you that was in Christ Jesus as well. Deci, iată că nu e suficient să ai un gând de-a lui Hristos, pentru că virgulă, cu o fare nu se face ce? Primăvara. Deci noi trebuie să avem mintea lui Hristos. Și dacă avem mintea lui Hristos, ce avem? Avem caracterul lui, dinamica lui de viață, interacțiunea lui cu oamenii, spectrul realității cu privire la lumea în care trăim. Având mintea lui Hristos, ai fabrica de gânduri a Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sper să ajungem la această performanță. În Isaia, capitolul 1, versetul 5, parcă vorbește cu ăla din Franța, cu nenea asta care s-a căsătorit cu sine însuși. Isaia îi spune, și bine că a spus-o Biblia ca să nu ne sară nimeni în cap, ce pedepse noi să vă mai dea, Dumnezeu, nu? Când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău. Observați că lumea se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu din ce în ce mai rău. Tot capul este ce? Bolnav. Băi, avem de a face cu o lume bolnavă psihic. Asta e. În America te dă în judecată dacă îi spui că cineva are probleme cu masarda și atunci trebuie să folosești o expresie de genul psychologically challenged. Adică, domnule, are provocări mentale, săracu, are puseuri emoționale, așa trebuie să-i spui la un om nebun, psychologically challenged, ca să nu te dea în judecată. Asta e de din cauza la political correctness, aia politica corectă de a nu jigni pe nimeni, de a nu călca pe nimeni pe bătătură. Deci, tot capul este bolnav, spune Isaia. Când se uită la ăsta, jumătate om, jumătate femeie, îi zice, bă băiatule, ești bolnav la cap. Și dacă omul e bolnav la cap, toată inima suferă. De ce? De moarte. O altă declarație foarte interesantă din 1882, de data aceasta, spune, pana inspirată, creștine cu numele, când apelezi la teatru sau mergi la teatru, amintește-ți că diavolul este acolo dirijând piesa ca maestru actor. Bine, sora White n-avea televizor și filme pe vremea aceea, dar erau, mă rog, filmele erau create cu actori reali. El este acolo pentru a exercita pasiunea și a glorifica viciul. Atmosfera însăși este pătrunsă de necurăția prezenței lui, spunea para inspirată. O altă declarație interesantă în contextul subiectului posibilități nelimitate pentru o generație limitată este, mi-e teamă de ziua în care tehnologia va depăși interacțiunea umană. Lumea va avea o generație de idioți. Am mai comentat treaba asta odată în România, s-a făcut mare caz, până în pandemie nu au existat, nu știu cum se cheamă românește, Radu, poate mă ajuți tu, the fact checkers. Ăștia care verifică informațiile, nu știu, dar au un nume... Securiștii. Ok, or fi și din aia, nu știu. Deci fact checkers sunt aia care verifică acuratețea informației pe care o pui pe, în internet. Din ăștia nu existau până în 2000, înainte de martie 2020, da. Nu existau fact checkers și de obicei indivizii ăștia care te corectează să vezi dacă, să vadă dacă spui adevărul sau nu, ăștia sunt pune lupul să păzească oile. Deci sunt angajați de cei care au interese, nu? Au fost scandaluri pe tema că ăia care dădeau legile cu masca vindeau măști, aveau firme și companii ca să-și vândă măștile. Și cu cât legea era mai aspră, cu atât erai forțat să cumperi mai mult și mai mult și mai mult. Și chestia asta se numea conflict de interes, dar bineînțeles că fact-checkerii, aceștia care, mă rog, curățesc internetul de gunoaie și de neadevăruri, te tăia jos imediat ca să nu cumva să așa. Adică, nu zic, n-am treabă cu medicina, mă refer la conflictul de interes. Oamenii tipăreau măști, nu? Ca să le cumperi tu și ca să poți să fii stimulat, trebuia să dea o lege mai aspră ca să te sperie bine.
Merge puțin mai departe. Deci asta a fost o declarație. Mi-e teamă că în ziua în care tehnologia va depăși interacțiunea umană, lumea va avea o generație de idioți. Unii au spus-o că a spus-o Einstein, alții au spus-o că nu e adevărat că Einstein a spus-o. Bă, fraților, n-a spus-o nimeni. Dar vă întreb eu, textul ăsta, uitând de cine a spus-o, cine n-a spus-o, este un text real și logic? Este. Când noi stăm ore în șir pe Facebook, când soția îi textuiește la capătul patului soțului, hei, ai spălat vasele? Da, mă duc la lucru, vezi că am o pană la mașină, cu tare. Oamenii nu mai povestesc, ei sunt într-o lume ireală și consideră că sunt în prietenie cu mii de oameni care nu-i cunosc și nu i-au văzut. Și aceasta este societatea pe care o dezvoltăm. Există o declarație din Ministry of Healings, Divina Vindecare, mulțumesc, cartea Divina Vindecare sau Marele Medic, corect? E aceeași carte? Da. Spune așa, pană inspirată, însuși actul de a căuta rău în alții dezvoltă răul în cei care îl privesc. Deci dacă privești la un film de groază sau la un film de violență, și dacă vorbești la telefon de și oamenii bârfesc de groază. Uite, ți-a amintit ce a făcut sora cu tare și cu tare. Și oamenii când se transpun într-un dialog de genul ăsta de o oră la telefon, vorbind de o persoană care de obicei lipsește din cadru, aceasta ne afectează pe noi. Însuși actul de a căuta răul în alții dezvoltă răul în cei care îl privesc. Și o altă declarație la fel de importantă, privind defectele altora, suntem transformați după chipul acestora. Și de aceea pana inspirată spune, priviți unde? Priviți la Domnul Hristos. Pentru că Mântuitorul este singurul care schimbă mintea noastră, zâmbetul lui este cea mai frumoasă melodie, vocea lui este cea mai extraordinară muzică și când îl privești, ți se luminează fața, așa spune Psalmul 19, dacă nu mă înșel. Când te uiți la el, ce se întâmplă? Te luminezi de bucurie. Ăsta este Mântuitorul nostru. De ce să nu facem din Domnul Hristos filmul zilnic al vieții noastre? Eu nu mă plictisesc să mă uit la Mântuitorul, să mi-l imaginez, să povestesc cu el pe drum, să povestesc cu el în un autobuz, în avion, când mă duc, oriunde, dacă am posibilitatea, de ce să nu vorbesc cu el în gând? Acum, dacă pune cineva mâna pe creierul tău, pune mâna pe viitorul tău. Ne mai întrebăm de ce oamenii sunt ușor de manipulat, pentru că li se ia curentul. De ce nu mai gândește ăsta? I s-a luat curentul, i s-a luat lumina, e deconectat, nu? Și creierul, fără exercițiu de mișcare, moare ca și corpul. Dacă neuronii nu sunt în mișcare, creierul pierde capacități, comunicarea, exprimarea, raționalizarea și așa mai departe. Imaginea asta, am verificat niște informații cu privire la abilitatea creierului nostru uman în comparație cu computerele. Și spuneau ăștia cu știința, că tot așa ne spune follow the science, urmează știința, că această fabrică, acest creier, acest dar al lui Dumnezeu pentru om este echivalent, după unele estimări, că să contrazic și ăștia, că e mai mare, că e mai mic, un computer, creierul este un computer cu un procesor de un trilion de bits sau bytes pe secundă. Nu există un computer pe pământul ăsta așa de puternic ca creierul tău. Acum înțelegi tu, prietene tinere, de ce ăștia care conduc lumea vreau mintea ta? Pentru că dacă au pus mâna pe creierul ăsta, al tău, care are un procesor de un trilion de bytes pe secundă, ei îți conduc destinul, ei decid viitorul tău ca ființă și decid chiar și viitorul tău religios. Mă adresez un pic părinților care au copii mici. Zburam de la Atlanta la Johannesburg, South Africa. Zborul era vreo 17 ore și jumate. Înnebunește atâta. Bine, noi creștini nu nebunim, dar aia care au sătă și văd de 15 filme la chestiile alea pătrate, televizoarele micuțe care le-au în spatele asta. Și mă uitam la, treceam, mă duceam să beau niște apă, mă rog, și văd pe unul din rândurile alea, care erau sute de oameni în avionul ăla, o doamnă distinsă și avea o fetiță de un an jumate, doi, nu pot să estimez. Da, stătea fetița
înșezut cu centurica pus așa și a pus mămica o tabletă cu tot felul de imagini în mișcare, stătea aia încremenită. Și am zis, nu-ți distruge propriul copil, nu puneți tablete la bebeluși în față, le reprogramați creierul pentru veșnicie în mod irreversibil. Asta este pentru părinți. Îți dai seama, copilul ăla, nu știu dacă probabil că o fi adormită pentru câteva ore bune, bebelușul nu s-a mișcat, n-a deranjat-o pe mămica. E adevărat că este confortabil. Dai drumul la televizor, stai și uite-te. Dar asta afectează mintea și creierul nostru. O altă chestie, și vreau să avertizez pe cei care folosesc aceste platforme, TikTok sau ceva, în special asta, vine de la băieții din China, se fac reclame manipulatorii pentru copii între 10 și 14 ani, în special pentru băieți, care sunt sub atac în țara noastră supercivilizată, pentru a-i determina să își schimbe identitatea. Ca să o spun așa, cât se poate de ca pentru biserică, da? Și există un spital în San Francisco și unul în Boston, mai sunt altele, dar nu-mi vin în minte acum, care fără voia părinților, copilașul se duce și spune, eu vreau să fiu fetiță. Și l-a mazilit, l-a terminat, a făcut o operație irreversibilă și i-a distrus majoritatea copiilor care suportă operații de transgender, mai devreme sau mai târziu se sinucid. Pentru că își dau seama că au fost păcăliți, viața pentru ei nu are rost și totul pornește la un zâmbet pe TikTok, sunt actori bine plătiți, care îi păcălesc pe copilași. A, sunt băiat, sunt fetiță cu tare. Nu vă jucați cu focul. Aveți grijă ce telefoane au copiii dumneavoastră în mâini. Este foarte, foarte interesant. Merg mai departe și totuși suntem singuri, cu computerul în față, cu 5.000 de prieteni pe Facebook. Unii te laudă în față, te bârfesc în spate. Ha, ce rochie frumoasă ai, uite-te și la țața asta. Vă ce-ți aminte expresii? Ți-o spune acolo like, cu inimă, cu cutare, cu super. Și în spate te bârfește. Ai văzut-o pe țața Lana ce e rochie? Și ce aia e rochie? Dragii mei, ea nu-s 5.000 de prieteni. Pana inspirată, cuvântul lui Dumnezeu spune. Cu cât ne facem mai mulți prieteni, îi facem cum? Detrimental nouă. Dar este un prieten care se comportă cu mine și cu tine mai mult decât un frate. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Dacă Domnul Hristos îți dă like, e cel mai bine. Dar dacă nu îți dă, dacă îți dă, sau dacă îmi dă mie lumea, toată lumea, 8 miliarde de oameni, îmi dau mie like și Domnul spune nu-mi place de tine, degeaba. Mai bine să ne dea lumea nu-mi place de tine și să-ți dea Domnul Hristos, să ne dea Domnul Hristos like, corect? Imaginea asta arată obsesia omului singur, asta e familia lui, nevasta lui, computer și totuși suntem singuri. Dragii mei prieteni, undeva în 2014 găseam o informație, slide-ul 24, unde se estima că până la sfârșitul anului 2020, care a trecut, știau ei că vine ceva pandemică și din astea, până la sfârșitul anului 2020, 30% din populația lumii va fi afectată de boli mentale, iar peste 20% dintre ei nu vor mai răspunde la niciun medicament. Și de aceea CDC, Centrul de Control și Comandă și Prevenție și ce mai e, în Statele Unite, instituția cea mai reputabilă, spunea că după pandemie vom avea de-a face cu oameni, cu o societate zombie, oameni care vor merge pe stradă și nu vor ști să interacționeze cu ceilalți. Iar ăștia în 2014 spuneau, sfârșitul anului 2020, 30% din populație va fi afectată de boli mentale, iar peste 20% dintre ei nu vor putea răspunde la niciun medicament. Aceasta este noua religie, dragii mei, copiii noștri, slide-ul 25. Noua religie, dacă o vedeți în imagine, cred că imaginea vorbește de mai mult decât 1000 de cuvinte. Este trist că acești copii ai noștri sunt aduși ca jertfă lui Buloc, sau Muloc, cum îl chema pe ăla. Există o declarație, nu am pe PowerPoint, aș putea să-mi permit cu răbdarea dumneavoastră să citesc această declarație. Sper să vă mi-am uitat ochelarii pe acolo. Spune așa, Ezechiel capitolul 23, versetul 37, vorbește de femei.
Ele s-au dedat la desfrânare și pe mâinile lor era sânge. Au desfrânat cu idolii lor și copiii care ni născuseră i-au trecut prin foc ca să-i mănânce. Afară de aceasta, iată ce au mai făcut, mi-au spurcat locașul sfânt și în aceea zi, adică în sabat, mi-au pângărit sabatele. Căci după ce și-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus și la locașul meu cel sfânt, adică în sabat, sabatul cel sfânt, ca să-i pângărească. Asta a făcut în casa mea. Deci, dragii mei prieteni, eu cred că există o formă în care noi sacrificăm copiii noștri la muloc, la soare, la bal, la ce vreți dumneavoastră. Mi-au trecut copiii prin foc ca să-i mănânce. Este o declarație care avea de-a face cu realități pe vremuri, când era foamete, așa din Samaria, Ierusalimul înconjurat și așa mai departe. Dar acest text arată că, într-adevăr, atâta vreme cât copiii noștri vor avea un celular, biserica n-are niciun viitor. Dacă copilul se uită la tabletă din o vreme extrem de timpurie, vreau să vă spun că mai devreme sau mai târziu va pierde orice interes religios față de Cuvântul lui Dumnezeu, față de sfaturile Spiritului Profetic. O altă declarație foarte interesantă este: oriunde există o influență pentru a-i determina pe oameni să-și uite Creatorul, acolo este diavolul la lucru, nu contează cât de nevinovată este masca sub care își ascunde scopul. Asta e o declarație destul de picantă pentru noi, dar este reală și este din 1882. Oriunde este exercitată o influență pentru a-i determina pe oameni să-și uite Creatorul, să uităm de Dumnezeu, de Iisus, de religie, de Biblie, de tot, acolo e diavolul. Oriunde poate să deconecteze pe oameni de Dumnezeu. Nu contează cât de nevinovată este masca sub care își ascunde scopul. E doar copil, lasă-l. E doar o copilărie, lasă-l. Și mai devreme sau mai târziu vom ajunge la concluzia în care proverbul spune: părinți, nu vă închinați la copiii voștri ca la idoli, când vor crește mari, vor cere jertfă. Adică copiii mei și copiii dumneavoastră, copiii noștri, vor cere jertfă din partea noastră. Următorul slide, 27, ne arată obsesia copiilor cu computerul. Povesteam cu băiatul meu, ca să nu pară icoană de biserică, icoană de așa. Și e un băiat cu minte, își vede de treabă, vrea să se boteze, iubește pe Domnul, dar, bineînțeles, ca orice tânăr, e pasionat de ce? Ghici, ghicitoare. De ce e pasionat? Computere, nu? De la 12 ani le face, cumpără piese, face computere noi, le vinde pe piață. Eu n-am știut, mă jucam cu o lingură ruginită când eram copil, eram mânjit de noroi, călcam cu picioarele goale pe bălți, dar aș vrea să-i ofer copilului meu copilăria pe care am avut-o eu. Dumneavoastră, ca părinți, ați dori să oferiți copiilor noastre copilăria pe care ați avut-o? Super! Mi-aduc aminte, călăream caii de la CAP, doi armăsari, mergeam prin pădurile alea din Dobrogea, îmi bătea vântul în față, ne dădea bunica o bucățică de pâine de țest cu o roșie organică, îți ajungea cherosenul toată ziua. Mergeai la o baltă, mergeai prin porumb. Ah, nică ce viață era, vă aduceți aminte amintiri din copilărie? Fiecare dintre noi avem o amintire din copilărie. Și vorbeam cu fiul meu, ca să nu catapultez subiectul, zic: măi, Jordan, vrei să te faci și tu un inginer de la agricultură, cum se cheamă, agronom, nu? Agronom. Să înveți și tu cum se pune sămânța, să înveți pe alții știința de a produce hrană. Nu, dragă, eu sunt cu computerul, tată. Mă, tată, dar computerul nu-ți dă de mâncare. Spuneți-mi, vorbesc, sunt acasă ca la dumneavoastră? Vă regăsiți în scenariul ăsta sau nu? Mai toți copiii au această obsesie după această lume virtuală care nu este o lume reală. Și întrebarea este: copiii care petrec 10 ore la computer, jocuri, game-uri, mai știu ăștia să spele vase? Sau le spală mama de 80 de ani? Că dacă copilul meu și al tău spală, adică se uită, adică lucrează la computer, când vei ajunge pensionar, îți garantez, când o să-i cer o cană de apă, nu o să-ți o dea. Și știi ce să se întâmple cu generația copiilor noștri? O să creeze o rețea industrială de azile de bătrâni. Și acolo să fim noi, dacă nu-i creștem și educăm corespunzător. Sunteți de acord?
Mai bine să-mi pierd prietenii decât să vin aici să vă interesează o prezentare frumoasă sau una onestă? Am câteva imagini să vedeți și vreau să vă întreb, uitați aici slide-ul 28. Asta era viteza maximă a BMW-ului din 1900 toamna, viteza calului 16 mile pe oră. Ăsta este sufrageria de lux și furculițele de aur cu care mânca o familie. Următoarea imagine, o vedeți? Slide-ul 29. Copiii erau educați și nu răspundeau obraznic părinților lor. By the way, aici în slide-ul 30 aveți operarea de tabletă a cartofilor. Copiii înțelegeau că trebuie să participe la responsabilitățile familiei pentru că acel cartof care venea în farfuria lui din ciorbă sau cu tare era produs cu sudoarea muncii și copiii participau la chestia asta. Apropo, mai târziu, uitați, aici este garderoba de haine a unei familii cu 1, 2, 3, 4, 5, 5 copii. Soțul, soția și cu copiii. Vedeți câte haine de schimb aveau? Asta era în 1900. Mai departe, în slide-ul 32, avem o imagine în care natura îi modela pe oameni din punct de vedere mental și oamenii erau fericiți. În psalmul 33, aici aveți o adunare undeva în centrul unei comune, unde oamenilor nu le era rușine să facă o rugăciune public. Am călătorit și eu, ca și dumneavoastră, și tineretul merge la pizza. Italia, Spania, Germania, Austria, tot pizza aia e. Ideea este că nu contează că sunt 5 tineri, 10 tineri, 12, 15, whatever. Câteodată se spune, băi, mâncăm pizza, dar ne rugăm că e un restaurant public. Taci, mă, să ne vadă lumea. Alții fac așa, câteva cuvinte, nu-i aude nimeni. Rare ori se mai fac rugăciuni în public cu demnitate și cu onoare că ne rugăm Domnului Iisus. Ne e rușine că suntem creștini. Așa a abandonat Samson religia. S-a dus la filisteni, vă aduceți aminte, povesteam 5 ani în urmă în aceea sală, numai că Ambonul era acolo, la predica care se numea Cei 7 ani de acasă, că Samson avea părul lung, ei erau depeși, tunși ca și astăzi scurt, foarte scurt, adică fără păr, și prima dată a ajuns în societatea oamenilor din lume, din Timna. Ce faci, mă, de ce ai părul lung? Păi, așa, tradiția, religia mea. Ha, 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 toată lumea zicea, are și ăsta religie. Dar de ce nu bei vin? Ia un pahar de suică cu noi, o treabă, e Crăciunul, în ghilimele Crăciunul, că ai noștri n-au Crăciun, nu? N-ar trebui să aibă Crăciun. Și după aia au început să râdă și de aia și Samson a început să-i fie rușine de ce crede, de cine e. Și a băgat religia și l-a băgat pe Domnul Hristos cu toată promisiunea lui, că era Nazareu. L-a băgat la index, a uitat de Dumnezeu și încet, încet a renunțat la ce mai credea. Orice copil, orice tânăr care n-are curaj să lupte pentru ceea ce este, mai devreme sau mai târziu, va abandona credința. În timpul comunismului, mi-aduc aminte, povestea cineva o experiență foarte interesantă, era un domn, bine educat, inginer undeva la o fabrică, și a înțeles noțiunea sabatului. Dumneavoastră, cei care aveți peste 40 de ani de comunism, adică înainte, care a sărit în comunism, știți cât de greu era să ții sabat într-o fabrică, corect? Și acest domn inginer a fost mișcat de Duhul lui Dumnezeu că sabatul este ziua de odihnă, bineînțeles că a făcut anumite schimbări în viața lui personală, s-a hotărât să boteze, s-a botezat și așa mai departe. Și la un moment dat se duce la șeful și spune, am și eu nevoie de ziua aceasta de sabă, nu i-a zis de ziua sabă, am nevoie sâmbătă asta să fiu liber. Păi de ce? Păi mi-au SRL sau ce era pe vremea aia, o zi liberă, nu știu când, o dată pe lună se dădea. Bun. A doua săptămână vine și spune, șeful, vreau să-mi iau concediu medical pentru o zi că sunt bolnav. A treia săptămână îi spune altceva. La un moment dat șeful se prinde, zice, mă, de ce-ți trebuie ție numai sâmbăta, mă? Bolnav, SRL, nu știu ce, își ascundea credința. El îi era rușine să spune că a luat crucea Domnului Hristos. Și finalmente a venit înapoi și a spus,
Eu nu pot să țin credința, nu pot să țin sabatul. L-am rugat pe Domnul Hristos să mă ajute să țin sabatul și nu m-a rugat, nu m-a ajutat că șeful mi-a zis că să nu mă mai duc la în sabat. Dacă ar fi avut o atitudine fermă și ar fi vorbit cu omul deschis, eu sunt creștin și de aici nu mă clintesc, în foarte multe circumstanțe, conducători de fabrici, administratori de întreprinderi, au înțeles verticalitatea unui așteptător al Domnului Hristos și le-au dăruit sabatul ca fiind liber. Ați știți experiențele astea, nu? Dar ideea este că atunci când ne ascundem credința și jucăm un rol dublu, vrem să avem prieteni în lume și vrem să avem prietenia bisericii, de multe ori producem derapaje spirituale și renunțăm la credință și la Domnul nostru Iisus Hristos. Aici este ultimul slide. Vă dați seama câte camere aveau familia, copilul 1 în camera 1, copilul 2 în camera 2, copilul 3 în camera 3, copilul 4 în camera 4. Observați, asta este slide-ul 34. Așa trăiau oamenii pe vremea aceea. Am câteva, dragii mei prieteni, aceasta este copilăria pe care aș vrea să o ofer copiilor mei și copiilor dumneavoastră. De aceea, în oraș este imposibil să trăim o astfel de experiență, dar oricum, dacă ne mutăm la țară, dacă mai e timp, vreau să vă spun că unde locuiesc. Am o casă cu 3 camere și nu mi-e rușine să mă bag în grădină, să mă mânjesc de noroi, să pun 300 de roșii, 150 de răsaduri de ardei, castraveți, cartofi, porumb, stupi, tai lemne cu drujba și îl învăț și pe fiul meu și pe copiii mei să lucreze natură. Nu sunt fancy sau nu sunt din ăsta cu ifose, dar mă bucur de natură. Este un privilegiu deosebit. Nu ies cum să trăiești la țară în lumea de unde vin. Și cred că nici aici nu-i cum să trăiești la țară, dacă vrei. O declarație din data mea, Know Him, ca să-L cunosc pe El, tot pana inspirată, Ellen White spune, atâta timp cât ești fermă să faci ce este drept, ruina ta nu poate avea loc niciodată. Dacă nu există poluare a minții în tine, atunci toată poluarea din jur nu te poate păta sau afecta. Vă aduceți aminte de Iosif? În Egipt, câtă poluare morală era și totuși a rămas vertical omul ăla. Extraordinar. O altă declarație spre final, fidelitatea și sinceritatea minții nu pot fi păstrate doar prin veghere și ce? Și rugăciune. Da. Asta este realitatea, dragii mei prieteni. Ultimul slide. Ar trebui să ne obișnuim să ne înălțăm adesea gândurile noastre către Dumnezeu în rugăciune. Dacă mintea rătăcește, trebuie să o aducem înapoi. Cum? Prin efort perseverent. Obișnuința de a ne face în cele din urmă misiunea aceasta mai ușoară. Nu ne putem despărți nici măcar o clipă de Hristos în siguranță. Deci evidența sau greutatea în acest text este că dacă mintea rătăcește sau dacă gândurile noastre merg într-o direcție greșită, noi trebuie să le aducem înapoi. Și lumea zice, nu e ușor să-ți controlezi gândurile. Da, dar spune pana inspirată, printr-un efort consistent, perseverent, ajungem la obișnuința de a ne controla mintea. Fraților, cred că ăsta este cel mai mare secret din toată religia creștină. Când un creștin ajunge să-și controleze gândurile, este cel mai puternic om de pe pământ. N-am crezut vreodată că există, că se poate. Și Dumnezeu m-a învățat prin 7 ani de suferință, cei care mă mai cunoașteți pe vremuri, am postit 7 ani de zile, 3 zile pe săptămână, până mi-am pierdut toată masa musculară. Și am învățat printr-o experiență extrem de dură ce înseamnă să-ți controlezi mintea, că altfel e rău. Dar această declarație spune că dacă mintea rătăcește, trebuie să o aducem înapoi printr-un efort perseverent. Cine reușește treaba asta, are asigurat destinul vieții veșnice. Și nu se poate face prin noi înșine, doar prin rugăciune, printr-o relație personală cu Domnul nostru Iisus Hristos. Cu cât petrecem în rugăciune înaintea Domnului, cu cât povestim cu Domnul Hristos ca un prieten al nostru, cu atât El ne va da putere și vigoare să fim acei oameni pe care El și-a dorit să fie. O generație limitată, cu posibilități nelimitate. Dragii mei prieteni, e rugăciunea mea fierbinte în această seară, că acești copilași drăguți care sunt pe rândurile din față, tinereii la fel, cei din dreapta, din stânga, cei de pe calea undelor care au posibilitatea să ne asculte, fac un apel de inimă
ca să ne întoarcem în această seară și să nu ne culcăm până nu avem o poveste cu Domnul Hristos, undeva în culise acolo, să ne povestim oful inimii noastre Mântuitorului și să descoperim că atunci când ne culcăm, ne-am culcat, dar Hristos a devenit dintr-o dată prietenul nostru, un prieten care face toată diferența în calitatea vieții pe care o trăim. Sper ca motivația pentru care tineretul a venit la această adunare spirituală de tineret de sfârșit de an să fie într-adevăr un motiv sau o motivație sfințită prin sângele Domnului Hristos și dincolo de dorința noastră de a vorbi unii cu alții ca tineri, că așa e corect, să nu uităm pe Domnul Iisus Hristos. Sper ca să ne întâlnim mâine la o oră hotărâtă de administrația care este responsabilă cu organizarea acestei conferințe și sper ca cei care sunt prezenți să se bucure de muzică de calitate, așa cum formația asta este, m-a surprins în mod absolut. Am zis, dacă muzica nu există, predica n-are niciun farmec, așa că voi ați făcut, practic ați pregătit sufletul oamenilor și sper că sunteți din nou gata să ne mai oferiți un cadou muzical, așa ca de obicei, și sunt convins că această muzică pe care o cântați vă face copii, tineri, băieți și fete deosebiți de lume și de societate și oamenii care vă întâlnesc citesc asta în voi. Acești copii, acești tineri sunt speciali, sunt diferiți. Dumnezeu cu dumneavoastră, vă urez o seară cât se poate de plăcută și sper ca să ne întâlnim mâine, dacă există timp și spațiu, în ordinea de priorități pe care dumneavoastră o aveți. Amin.